Salutare oameni și am găsit la un episod din Ghost Recon Wildlands și suntem în continuarea campaniei, încă puțin și terminăm și batem și persoaniu și avem sursa avem pe la Santera și i-am furat biblia lui Sweeney mai devreme în zona asta. Vezi că e biserica aici și o mare cruce. Dar hai să mergem să avem pe aia, căci că el Sweeney pentru că e să furat biblia, vrea să o execute și noi trebuie să o salvăm de la sicariu, cică. Și cea mai bună metodă de travel în momentul de față ar fi elicopterul. Să ne mișcăm rapid. N-am cât orașul aici jos. Nu știu unde să aterizez. The cartel can hide this much coke this well. You can bet they can move it pretty fast too. And since we blew those smaller caches, they know we're coming for the big cache. But we're talking tons and tons of coke. It's hard to move tons and tons of anything very quickly, let alone mountains of cocaine. There's one thing we know about the cartel. There's almost nothing they can't do with cocaine. If they want to move a mountain of coke without anybody seeing it, they'll figure out a way. We've got to track this cash down fast. Hai să ne parcăm pe undeva pe aici. La această statuie. Moment destul de bun. Just spotted one with submachine guns. Watch it. Andre heard his buddy hit dirt. Dead body found. Nu e adevărat, toți au murit. Foarte multe patrule în zona asta. Ceva. Hai te puveți. Enemy marked. Roger that. Move it. Let me get into position. Okay. Target acquired. Copy. Oh, jammer la noi. Drone's crapping out. They must be jamming it. Going hot. Got it. Mai uitam în doi. Okay, we're still alright. Nu pe aici. Pe acolo, cum a văzut. Uite, de deasupra mea, pasă-mi doi. N-am unghi. Uite că pățân acolo. N-am apucat să trag, n-am făcut grăgie, încă suntem stealth. Bun, hai să vedem. Că nu merge drona. Cea mai bună metodă e să folosești unul de ăsta. Au și alarmă, au și un sniper. Ce mai au? Ai acolo în cușcă. Drone's crapping out. They must be jamming it. I got another. That's five. Bun, hai să distrugem alarma. Alarms are all disabled. Reinforcements were a cell heavy machine gunner in the HQ building. Sunt mulți inamici în partea asta. Roger, let me get in position. Deci am doar un om disponibil din trei. Măi, asta pot să mor și eu, n-am nevoie de sync. Dar ce s-a oprit gemul ăla? Dar sunt mai mulți în clădirea aia. Hai să vedem dacă putem să mor în siren să luăm și chestia de sus. Pensi că vorbesc în limba lor. Deci până a căzut, până și-a ridicat arma să tragă, i-a murit. Wow. Eu între timp țineam click apăsat ca să-l împușc. Partea bună e că nu pot, n-au cum să chime reinforcements, dar... Uu.
Get down, chopper. Bun. Prim jammer-ul. Mergem, le tăiem curentul. Ne mutăm pe night mode. Ăla e problemă. Salut. Bun. Hai să ne luăm muniție. Avem nevoie de night vision ăsta? Nu prea. Aici, da. Așa. Nu vedeam nimica. Bun. Și medalia e sus? Sus. A, uite și supplies. Să vedem. Uite-o. Timpul să ne mutăm pe țin automat, că nu se ne putem. Ți-a venit pe mine, cred că a venit. Ai spa grenada. Ne-am ocupat de greu, să zicem așa, acum hai să o furăm pe asta. Pe tipul să salvăm. We did all this work to get her here. It seems a shame to rescue her. Amen to that. Let me go. Ce trandafir are ăsta în capul lor? Stai că tipa-i tare în gură. Ar murit SUV. Bun. Hai la SUV. E mai safe decât Air Transport Dubai cu turetă. Bun. Sper să nu mă pună să merg prea departe cu ea. Deci înăuntru. Înainte de asta, tu mă enervezi. Come in here, culeros. Hang on, I'll drive. Bun. You let me go. Stupid. De asta am luat mașinuța asta. Să pot să fac așa ceva. Get ready. Fire. Copy that. Știam că o să ne întâlnim cu rezistență de asta. Stop assault. N-avem nevoie. Hai că avem puțin de mers. Sper să nu mă atace ăștia acum. Hai bine, nu a tras în mine. Deci pot să conduc relaxat până la punctul de control. Da, n-a fost foarte grea misiunea. În condițiile în care erau misiune de save, mașina să o protejeze mai bine, nu să... Salut? nu l-am murit. Vin, avem o mașină în spate. Ops. Ce dijiste, idiota? Ce tare în gură e tipa. Mașina aia din spatele nostru insistă să țină pasul cu noi. Hai că i-am dat să rezolvă pe asta. Bun. Nu cred că ar să ne facă. Oricum aproape am ajuns. Și asta este.
Hai mă, că stau să... Ce o să faci? Vezi că ți-a buit mașina. Așa. Apropo, nu-s. Santa muerte, why have you forsaken me? Because you're a fucking liar, and instead of venerating Santa Muerte, you tried to use her. Seems like Santa Muerte rides with us now, bitch. Ce te Santa Muerte tested my faith. I am being tested as fire tests and purifies gold. Santissima Muerte. When my heart is overwhelmed, leave me to the rod that is higher than I. Mhm. Minte, minte, o să vezi ce ascultam de fiecare din capul tău. Extract. Santissima Muerte is my. Ia uite-mă, se roagă. My fortress, my deliverer. Wrap your wings around me. Protect me from the storm. De palma. Bring your wrath upon me. De palma. We've seen your wrath, Santera, and honestly, we're not impressed. I have done nothing wrong. Santa Muerte is my light and my way. Worshipping her is not against the law. No, but recruiting people into a criminal organization sure as fuck is. Judgment is reserved for God and Santissima Muerte. Maybe in the next life, but not here. You want to earn some absolution? What do you know about Sueño? I am no Judas. No te equivoques. I will never betray Brother Sueño. Fratele Sueño. You know, people like you aren't treated very nicely in prison. Other inmates tend to make their life hell. I have the faith to survive in hell. I look forward to testing that faith. Because you've never seen my hell. Da. Ambițioasă tipa. Și asta a fost tot? Sau? Aflat ceva de la ea. Nomad, well done in the spirit of Santo. Any word on how the Sicarios are reacting? With a lot of crying and cursing. Da, asta înțeleg. Asta a fost bossul, ne-a dat un sniper, în ce văd, 5 skill points și un skull bandana la haine. Cam asta a fost bossul la Santera, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere. Pa, pa!